Bună ziua, doamna Iulia Scântei, senator PNL și membru în Comisia Juridică din Senatul României. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Scântei, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Zi importantă, joi, atât pentru opoziție cât și pentru putere, va avea loc votul pe moțiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule la Partidul Național Liberal? Calculele sunt optimiste, ca să spun așa, din perspectiva opoziției. De ce? Pentru că nu doar semnăturile pe care ne le-am propus atunci când am depus moțiunea de cenzură au fost, numărul necesar a fost realizat, așa cum am promis, minimum de 233, dar și discuțiile care au avut loc de la momentul depunerii moțiunii, discuții individuale cu parlamentarii, membrii ai altor grupuri politice, de asemenea parlamentari independenți și chiar parlamentari din arcul de guvernare, din PSD, cred că vor aduce joi dimineață, joi la prânz, când se va finaliza procedura de vot, numărul necesar și chiar poate mai mult decât numărul necesar potrivit Constituției pentru adoptarea moțiunii de cenzură și căderea acestui guvern. Știm că aveați 237 de semnături. Da. Au semnat 237 de parlamentari. S-au mai schimbat ceva? Există o dinamică a negocierilor parlamentare. Bineînțeles, nu excludem faptul că și unele sunt deja publice, anumite retrageri de angajament din partea celor care au semnat moțiunea de cenzură. Repet, PNL cel puțin nu s-a bazat exclusiv pe numărul de semnatari ai moțiunii. Discuțiile au continuat și eu sper ca ele să se evidențieze la vot, pentru că este singurul eveniment, singura șansă politică, parlamentară, singurul cartuș care poate fi folosit în această sesiune parlamentară pentru a pune capăt acestei guvernări, o guvernare eșuată și care încă mai poate fi oprită înainte ca criza politică, criza constituțională, de altfel, dintre parlament și guvern, criza economică, să se adâncească. Trebuie să vă spun că poate la moțiune nu am fi ajuns, dar a fost ultima șansă pe care PNL-ul a insistat foarte mult și și-a dorit-o foarte mult împreună cu celelalte partide din opoziție, în primul rând pentru a restabili echilibrul constituțional. Suntem din 26 august, de când a avut loc schimbarea de compoziție politică, noi suntem într-un conflict constituțional între guvern și parlament. Acest guvern nu mai are mandatul, votul de încredere majoritar cu care a fost investit la 1 ianuarie 2018. Atunci parlamentul, printr-o hotărâre a plenului adoptată cu majoritatea membrilor parlamentului, a investit acest guvern cu un număr de ministere și cu o compoziție politică formată din PSD și ALDE, după retragerea de la guvernare a partidului ALDE, după cum bine știți, nu mai suntem în termenii constituționali ai acestui mandat de încredere acordat de Parlamentul României. Ori lucrul ăsta este inacceptat, este de neacceptat din punct de vedere constituțional. Premierul pur și simplu a întors spatele Parlamentului, conduce pe persoană fizică, fără a avea un demers și politic, dar mai cu seamă constituțional, să vină și să solicite acest vot de încredere. Știți foarte bine că a aruncat totul în sarcina președintelui, invocând un pretins conflict între guvern și președinte în procedura de numire a miniștrilor. Ori, așa cum spune Constituția, domnia sa era obligată să vină în Parlament să ceară acest vot de încredere confirmativ pentru noua formulă guvernamentală, monocoloră sau cu un alt partener de guvernare. De ce se teme Viorica Dăncilă? Nu știu dacă mai este în situația de a se teme de ceva, ci cred că are chiar convingerea că nu mai are susținerea majoritară în această structură a Parlamentului și nu ar mai putea să obțină un vot majoritar pentru restructurare, după caz pentru confirmarea schimbării politice a guvernului și continuarea guvernării. La acest moment, guvernul conduce țara exclusiv pentru câțiva lideri locali PSD, consumă resursele țării, funcții publice, exclusiv în interesul menținerii, să spunem așa, la guvernarea acestui grup de persoane fizice, pentru că ele
la un moment ăsta sunt doar un grup de persoane fizice care se află în conflict direct cu Parlamentul, neavând votul, mandatul. Și de altfel, lucrul acesta este stabilit inclusiv în ordonanța de urgență, în codul administrativ, pe care acest guvern în funcție l-a adoptat și care a prevăzut clar că un guvern nu își poate desfășura activitatea fără mandatul Parlamentului. Ori la acest moment noi nu avem mandat, iar opoziția era, guvernul nu are un mandat din partea Parlamentului să guverneze în această structură, iar opoziția avea singura șansă ca să demonstreze lipsa de încredere acestui guvern, ilegitimitatea și chiar activitatea în contradicție cu legea, să promoveze această moțiune de cenzură. De aceea mie mi se pare un gest de responsabilitate maximă, politică și constituțională, pe care opoziția l-a făcut și cred foarte mult în acest demers și cred că votul de joi nu poate fi decât unul pozitiv pentru moțiunea de cenzură. Sunt printre semnatari și parlamentari care s-au retras? Public am văzut câteva declarații din partea unor parlamentari PMP, PSD. Repet, ne-am asumat acest lucru în momentul în care moțiunea a fost înregistrată. Știam că vor avea loc și ați văzut foarte bine, au fost făcute acuze publice de demersuri aproape la limita încălcării legii penale. Cum sunt convinși atât membrii PSD cât și parlamentari din alte partide să nu voteze sau să nu fie prezenți la moțiune. Cred că autoritățile locale competente ar trebui să se sesizeze dacă într-adevăr legislația în domeniu, oferirea de diverse beneficii de la funcții, sume de bani, orice altceva, pentru a condiționa un vot la moțiunea de cenzură se mai încadrează în zona licitului și dacă nu, să facă demersurile pentru a investiga. Repet, într-adevăr, moțiunea a avut un număr de semnatari, dar ea va fi votată și de alții care nu au semnat, grație eforturilor de negociere și de discuții purtate în mod direct de liderii Partidului Național Liberal. Are opoziția majoritate acum? Există o majoritate... Am văzut cel puțin la votul în plen, ultimul vot în plen pe data... Stabilirea ordinei, calendarului programului de dezbatere. Unde opoziția a avut majoritate. Da, deci asta arată, în primul rând, noi am reușit să formăm o majoritate, deși nu era solicitată de Constituție pentru numărul de semnături la depunerea moțiunii și apoi acest exercițiu public de vot pe care l-am avut cu prilejul dezbaterii și votului pentru programul moțiunii. Acest lucru ne confirmă un singur lucru. Există o majoritate în Parlament la acest moment care este de acord că această guvernare PSD-Dăncilă trebuie să fie oprită. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe obiective. Ne-am format această majoritate în fața obiectivului de a opri guvernarea PSD-Dăncilă. Vom stabili împreună și au fost discuții avansate între liderii partidelor care au susținut moțiunea și vor vota moțiunea de cenzură cu privire la obiectivele imediate, pe termen scurt, care trebuie să fie realizate de către guvernul care va prelua mandatul după căderea guvernului Dăncilă. Și cred că majoritatea se va menține pe obiective. Și în funcție de obiective vom identifica și persoanele potrivite, evident, pe baza negocierilor acestei majorități. Repet, majoritatea a fost nu cu privire la afilierea tuturor față de o anumită ideologie, față de un anumit program de guvernare pe care fiecare partid îl urmărește atunci când își dorește să ajungă la guvernare, ci majoritatea care s-a format și este de necontestat este cea care confirmă faptul că trebuie să oprească guvernarea PSD și guvernul Dăncilă trebuie să plece acasă. Este pregătit Partidul Național Liberal pentru preluarea guvernării dacă pică guvernul Viorica Dăncilă? Acum când spuneți dacă suntem pregătiți, politic suntem pregătiți, pentru că orice partid politic, parlamentar, își dorește să guverneze. Își dorește să guverneze pentru că așa ne este mandatul încredințat de către alegătorii noștri. Indiferent de numărul de posturi pe care le-am câștigat la alegerile din 2016, avem obligație politică și constituțională față de alegătorii noștri și față de
ceilalți cetățeni români, care chiar dacă nu ne-au votat, au avut niște așteptări și acestea au fost înșelate, după cum s-a văzut în ultimii 3 ani prin modul în care a guvernat PSD. Și da, suntem pregătiți din punct de vedere politic. Ceea ce trebuie însă să spunem și o spunem în mod realist, nu așa ne-am fi dorit să ajungem la guvernare. De ce? Pentru că nu vom găsi o visterie plină sau lucrurile așezate bine din punct de vedere. Exact. Vor fi necesare anumite demersuri politice și decizii guvernamentale care vor trebui să corecteze sau să reseteze ceea ce s-a întâmplat până acum și să facă ca instituțiile statului să funcționeze. Noi suntem la acest moment într-un blocaj nu doar constituțional între guvern și parlament, ci într-un blocaj real al instituțiilor centrale și locale. Ori lucrul ăsta nu poate să continue fără ca românii să nu sufere. Cât de mult ne afectează acest blocaj? Ne afectează. Dacă pornim de la siguranța pe străzile României din ultimii 3 ani, vedeți că am avut o susținere a acestui guvern pentru o relaxare a legislației penale, care a permis eliberarea, printr-o măsură a recursului compensatoriu, a peste 20.000 de infractori, foarte mulți dintre ei violenți, sub pretextul decongestionării situației din penitenciare. De fapt, ei și-au dorit să-i elibereze pe cei care i-aveau, să spun așa, pe listele de partid cu infracțiuni economice sau acte de corupție, sau să sisteze anumite proceduri și procese în curs de derulare, dar neputând să realizeze beneficiarii acestor măsuri inconștiente și irresponsabile, au fost de fapt infractorii de drept comun. Ori, în condițiile în care datele furnizate de Ministerul Justiției arată că mai bine de un sfert dintre cei eliberați s-au reîntors în penitenciare, asta îmi confirmă mie, ca politician al opoziției, ca jurist în primul rând, dar și ca cetățean, gradul de pericol social pe care a început să-l genereze guvernarea Dăncilă. De ce? Întoarcerea acestora în penitenciar nu s-a făcut pentru o scurtă vizită de curtoazie ca să-și vadă foștii colegi de penitenciar, ci după ce au săvârșit noi acte, noi infracțiuni. Ori asta înseamnă că noi am dublat la rândul nostru, guvernul PSD Dăncilă a dublat și a pus în pericol viața, integritatea și patrimoniul cetățenilor români liberi și liniștiți. Mai e România o țară sigură? Așa cum arată lucrurile acum, nu. Începem să ne uităm la siguranță. Când vorbim de siguranță, vorbim de la o siguranță a frontierelor până la o siguranță de zi cu zi pe străzile din România, la siguranța traiului, la siguranța accesului la servicii, fie de educație, fie de sănătate. Ori, în toate aceste aspecte, nu vreau să le punctez acum ca și cum am fi într-o campanie electorală, dar nu ne mai simțim în siguranță și acest guvern nu mai poate face față și să ofere garanții că lucrurile se vor schimba. Nu există nicio schimbare. Au fost 3 ani de zile în care, în locul spitalelor, în locul școlilor cu toalete, care să nu mai fie în curte pentru copiii noștri și să-și pună viața în pericol, am avut infractori. Avem oameni irresponsabili, necalificați, care sunt numiți în funcții publice naționale sau propuși la Bruxelles, în condițiile în care nouă elitele tinere ne pleacă sub forma exportului de creiere în străinătate. Ori e clar că acest guvern a ajuns să lucreze împotriva intereselor românilor. Lucrul ăsta trebuie stopat. Și dacă asta înseamnă să formezi o majoritate și să-ți asumi răspunderea politică, indiferent de costuri electorale pe care poate le vei avea, dar nu e momentul acum. Și vă mai spun ceva. Eu sunt la primul mandat în Partidul Național Liberal, dar eu cred că, din punct de vedere istoric, poate că istoria acestui partid nu i-a oferit cele mai bune șanse să guverneze. Sau un timp măcar egal cu cât au guvernat PSD sau neocomuniștii în România. Dar vreau să vă spun așa, când țara a fost în război, cine a guvernat înainte de Marea Unire? Liberalii. A fost vreme de război, a fost febră, a fost epidemie de tifos exantematic, a fost refugiu la Iași, vreme de 2 ani, a fost iarnă grea. Cine a guvernat? PNL. Cine a asigurat stabilitatea și continuitatea statului român atunci? PNL. Bun, suntem 101 ani mai târziu.
Da, țara este în criză politică, economică, o criză socială, o criză de valori. Oamenii nu mai știu să aibă repere. Văd că analfabetismul funcțional, prietenia cu președintele de partid, cu liderul sau baronul local care știe pe cine să pună în funcție ca să-i meargă lui bine sau să îi primească resurse, e singurul lucru care contează. Da, suntem într-o astfel de criză, dar cred că e momentul să ne scuturăm și să ne asumăm acest lucru și eu cred că PNL va găsi și partenerii cu care să formeze următorul guvern și să ajungem la alegeri din nou, fie că vor fi anticipate sau la termen, care să ne legitimeze încă o dată prin votul cetățenilor și să ne împlinim ceea ce trebuia să împlinim încă de acum mulți ani. De cealaltă parte, România încă nu are desemnat un comisar european la Bruxelles. O situație nouă, inedită, dar aflăm aseară că inclusiv Danica ar fi fost respins. Așa dumneavoastră este. Ce știți? Așa este. Premierul Dăncilă a refuzat să facă această procedură de selecție și nominalizare a candidatului României pentru o funcție de comisar european pentru un domeniu, un portofoliu extrem de important pentru România. Deci respectiv. N-a fost la consultările cu președintele, da? Exact, încălcând inclusiv o lege care este în vigoare, adoptată de Parlament, aceea care obligă Parlamentul să informeze, obligă guvernul să informeze Parlamentul cu privire la persoanele care sunt nominalizate pentru a ocupa o funcție europeană. E o lege care stabilește această cooperare între Parlament și Guvern atunci când se desemnează cetățenii români pentru funcții europene și mai cu seamă să aibă loc o procedură de audiere a acestor candidați de către comisiile de specialitate din Camera Deputaților și Senatul. Lucrurile astea, cine își imaginează că Bruxelles sau președinta aleasă a noii comisii europene nu le cunosc sau nu le au într-un punctaj al lor și știu că acest guvern, în primul rând, este lipsit de legitimitate după votul din 26 mai. La fel, nu mai au această încredere, un vot majoritar în Parlament. Nu cred că discuțiile pot avea loc într-un și avizarea și acceptarea de către președinta Comisiei Europene poate să aibă loc. Mai mult decât aceasta, PSD își permite în continuare să transmită, să propună candidați care au mari probleme de integritate. Ei se raportează la niște condiții de facto, după modul în care și-au desemnat pe listele pentru Parlament sau numirile în funcțiile guvernamentare, proprii membri de partid cu probleme de integritate, indiferent că sunt conflicte de interese sau chiar unii dintre ei probleme penale. Și am văzut ieri o nouă situație în Camera Deputaților când au făcut scut în preajma unui parlamentar din cadrul PMP pentru a nu se adopta votul prin care se lua act de încetare acestui mandatului acestuia ca urmare a unei decizii definitive de condamnare penală. Am înțeles că nici nu s-a întrunit vorum. Băi, a fost știți cum e, la proceduri și la tertipuri. Au lipsit cei de la PSD. Au lipsit tocmai pentru a nu se realiza numărul necesar pentru derularea ședinței în condiții de cvorum constituțional, regulamentar și apoi adoptarea deciziei. Dar, repet, faptul că știm să folosim niște tertipuri vechi de 30 de ani și că acești oameni au continuat să facă acest tip de politică care să perpetueze menținerea în funcție chiar a infractorilor, pe unii îi eliberează, pe unii îi recompensează cu funcții în România sau la Parlament, trebuie să înceteze. E o boală cronică a sistemului politic din România. Ori oamenii au arătat la alegerile europarlamentare și mai cu seamă la referendum 6,5 milioane de români au spus că nu mai vor acest mod de a face politică în România. Ce e atât de greu să accepte, inclusiv PSD și inclusiv Dăncilă, că trebuie să plece acasă sau să se reformeze, dar o vor face pe tușă, nu stând la guvernare. Pe final, aș vrea să discutăm și despre o altă situație delicată în care ne aflăm. Practic, la toate marile parchete, și avem DNA-ul, avem DICOT, avem parchetul general, sunt conduse de șefi interimari. Cum am ajuns în această situație? De mai bine de câteva luni, toate aceste instituții sunt conduse de interimari. Ceea ce vedem astăzi este rezultatul muncii politice dintre Liviu Dragnea, Tudorel Toader și Viorica Dăncilă. Pentru că toate procedurile de selecție
care au fost inițiate de fostul ministru al justiției, ordonanțele de urgență care au fost promovate de acesta, ordonanța, să vă amintesc, ordonanța de urgență 7, 8, de asemenea 12, toate, au pus înaintea respectării unor principii precum independența în selectarea magistraților pentru funcțiile de procuror șef în parchetele din România, încălcarea recomandărilor din rapoartele MCV adoptate de Comisia Europeană cu privire la România, toate au pus mai presus interesul de partid. Lucruri pe dorit... care domnul Tudorel Toader le neagă acum, de altfel. N-are cum să le nege pentru că sunt de domeniul evidenței. Domnia sa a finalizat o singură procedură de selecție a unui procuror șef. Este vorba de fostul procuror șef deja demisionar de la DIICOT. Atât a reușit să pună în funcție și am văzut care a fost rezultatul și consistența profesională a acestui procuror șef. Președintele l-a numit în funcție ca urmare a finalizării procedurii. În rest, vă reamintesc, procedura derulată la Ministerul Justiției s-a menținut într-o stare, a fost realizată în continuare de fostul ministru cu o lipsă de transparență și fără respectarea criteriilor cerute de prin raportul MCV. Vă reamintesc că a propus pentru șefia DNA un magistrat în persoana doamnei Florea, care avea aviz negativ de la CSM, după care am început procedura pentru parchetul general. Aceasta este starea de lucruri generată, instabilitatea din sistemul judiciar a fost generată de niște decizii politice care aveau ca scop, pe lângă modificarea legislației în Parlament, slăbirea sistemului judiciar. Iar ceea ce vedem că se întâmplă zilele acestea între CSM, SIJ, Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Domeniul Justiției, cu imposibilitatea pentru a șasea oară de a desemna procurorul șef care să conducă această secție, deși a fost solicitată să se desființeze și nu doar de opoziție, nu doar noi am solicitat, ci inclusiv în toate recomandările forurilor europene, GRECO, Comisia Europeană, Parlamentul European, un dosar sau mai multe chiar dosare pendinte aflate pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene spun sau ne îndreaptă către această concluzie, iată că asistăm public la o răfuială politică pentru funcțiile de numire, funcțiile de procuror șef la parchetele din România. Miza este controlul, menținerea unui control sau menținerea unei presiune asupra sistemului judiciar care să nu permită, așa cum am mai spus-o și cu altă ocazie, continuarea luptei anticorupție în România, inclusiv la nivel înalt, cu rezultate, dar și cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Nu există altă șansă pentru România decât să-și continue angajamentele și europene, dar și naționale în ceea ce privește combaterea corupției. Regret, dar nu ne putem dezvolta altfel. Cât de mult îi afectează pe români această situație? Această bătălie pe justiție, a politicului pe justiție, cât de mult îi afectează? Eu nu aș spune că există un efect direct din tot acest malaxor și dispute, din toate aceste dispute politico-juridice mai degrabă decât neapărat cele din justiție. Vreau doar să vă spun că atunci când justiția nu funcționează, cetățeanul românii, la nivel personal, la nivel de antreprenor sau de societate comercială în România, român sau străin este direct afectat. Și cred că lucrurile din ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani au arătat acest lucru. Pornind de la niște cazuri tulburătoare, cum sunt cele de la Caracal, pornind de la situații care nu și-au găsit încă rezolvarea în justiție. Haideți să ne amintim că suntem în 30 octombrie și dosarul din instanță privitor la evenimentele de la colectiv nu are o soluție. Sunt, așa cum spuneau și mulți alți colegi de-ai mei, că oricât ar părea de plastic sau metaforic, corupția ucide. Regret să o spun. Și de multe ori, alături de corupție și lipsa de profesionalism și toate aceste interese de partid sau interese personale, mize politice personale, puse mai presus de siguranța cetățeanului, de nevoia de a avea o educație de calitate sau un serviciu de sănătate aici în țară. Toate acestea adunate, da, afectează cetățeanul. Că ele sunt generate de un conflict între ministrul justiției și Lia Savonea, nu asta interesează, ci faptul că instituția sau sistemul judiciar nu își îndeplinește funcția până la cap.
Amintesc și dumneavoastră de bătălia aceasta din ultima perioadă pe secția specială dintre Ana Birchel și Lia Savona, președinta CSM. De ce această bătălie? Care este de fapt miza? Păi miza cred că am ascultat-o cu toții zilele acestea când au fost făcute publice niște stenograme din niște ședințe de partid de la PSD. Premierul în funcție și-a permis să spună că miza moțiunii politice pe care opoziția a promovată o reprezintă continuarea activității din sistemul justiției, respectiv instrumentarea, modul de instrumentare a dosarelor, presupun cu privire la politicieni corupți și de asemenea numirile în funcțiile publice. Domnia sa, e declarația domniei sale în acest sens. În momentul în care un premier în funcție vede în actul politic al opoziției, în promovarea moțiunii de cenzură, doar aceste lucruri ca motivație, mi se pare extrem de grav. Pentru că noi nu am promovat moțiunea de cenzură. Exact. Noi nu am promovat moțiunea de cenzură pentru că există interimate în sistemul judiciar. Asta este o consecință a modului în care s-a realizat politica acestui guvern cu privire la sistemul judiciar din România și amestecul miniștrilor justiției în afacerile sau în modul de derulare a activității magistraților din România. Deci e un efect, nu este o cauză. Noi am promovat moțiunea de cenzură pentru toate celelalte decizii guvernamentare care au îngenunchiat România și pe românii au pus în stare de pericol și ne-au făcut de rușinea Europei. Ori nu putem să continuăm așa. Țara asta nu e formată doar din PSD și Dăncilă. Doamna senator, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai spun cu mare drag. Vă mulțumesc. Mult succes vă doresc. Mulțumim, la fel.